Trebuie să facem pe asta și după aceea mijloace, da? Să se calculeze suma. Să se calculeze suma. 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus 7 minus 8 plus 10. Egal cu. Deci 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus 7 minus 8 plus 10. Să calculăm suma asta. Este egal cu. 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus 7 minus 8 plus 10. Ia să văd, Mario, cum acționezi tu aici? Aduci și poate ajutoare. Adică și pe 3 să ducem aici, și pe 5, și pe 7, și pe 10. Și tu mă scăzut pe ceilalți care rămân acolo. Îi treabă bună? Facem 10 plus 3, 4. Nu, că facem, vedem noi facem. Că facem 1 plus 3, plus cât? Plus 5. Perfect! Plus. Plus 7. Asta e. Plus 10. Plus 10. Și minus acum? Minus 2. Acum. Minus. 2, 4, 7. Minus 2, 4. Apoi minus 6. Și minus 8. Minus 8. Că 7 este aici. Nu se face asta. Vedeți? Este ca și cum ai avea bani prin toate buzunarul. Și vrei să vezi cât e suma la un, la un loc. De aceea îți faci socotelele. Îi adun din toți, din toate buzunarele și vezi cât e suma asta. Și face, dai datorii. Dai și ăla. Facem 3 plus 1, 4. Așa. Plus 5, 9. Da. Plus 7, 16. Plus 10, 26. Deci, practic, exercițiul înseamnă așa, 26 plus 26 minus, de minus. Minus. 2. Minus. Minus 20, că se scade cu cel mai mare după cel mai mic. Deci cum propui să fac? De la cel mai mare se scade cel mai mic, nu cel mai mic. Păi 26, la prima a fost 26, că toți au făcut aici. Aici le-ai adunat. Le-a făcut porcanul mare. 26. Și acum scazi. 2, 4. 4, 2. Minus 4, minus 6, minus 8. Așa. Ia scrii și tu, de ce? Că ai zis că face 26. Tăi aduna pe ăștia toți, da? 1 plus 3 plus 5. Facem. 2 minus 4. Atenție, așa spune, fii atent, așa datorii. Le scază, nu? Din 26, scază cu 2 între. Facem. 26. Minus 2. Minus, 26 minus 2 este egal cu 24. 24, 20.
Așa. 14 minus 8 este egal cu 6. Deci finalul este 6. Asta era. Deci ai învățut ce trebuie făcut. Tu era cât pe ce este părtele și ai vrut să cazi mai întâi din 2 pe 4. Nu, că și ăsta e tot mâncat. Tot scădere trebuie și ăsta. Deci, practic, din... asta a fost șmechirea cea mai tare. Că ți-a adunat pe toți la unul. A avut 6 de da? Deci pe toți ăștia care erau pus, ei pus în față, ei văzut cât sunt de puternici, și până ce bun, na și ție, ia și tu, ia și tu, ia și tu, și tot ai scădut pe toți. Mai poți face altfel? N-ar fi bine să vezi câtă datorie ai? Adică să-i adun pe ăștia toți. Puteam să facem mai întâi toate care le-am scăzut, puteam să le adun și așa, mai acele. Așa, mă. Și scădeai din tot, toată datoria ta. Deci datorie totală cât este? Ia să vezi cât e datoria ta. 2, 4, 6, și cu 6. 6 cu 6. 12 și cu 8, 20. Și din 26 dar scazi pe 20? 6. Păi tare, da. Sau? Făceam, lăsam pe 6 la o parte. Și făceam 20 plus 10, 20 cu 6 care am lăsat de o parte, 26. Corect. Deci asta a fost judecata foarte rapid. Facem pe plânguța? O facem imediat. Dar să vezi și ți-a dat de așa. Un melc, fii adevărat, un melc se află pe... Nu. Se află pe marginea unei fântâni. Acolo stă el. Și se gândește el. Coboară 2 metri, coboară 2 metri și pe urmă urcă 1 metru. Iar mai coboară 2 metri, iar urcă 1 metru. Iar coboară 2 metri, iar urcă 1 metru. Întrebarea este, fântâna fiind adâncă de 5 metri, în câte zile ajunge la... Deci, hai să vedem așa. Uite ce face. Așa e adâncă. De câți metri este? A spus eu. 5 metri. Melcul stă deasupra. Și de dimineață coboară. Nu mai supăra tu. Alo. Bună seara. Hai că trește la mine. Sunt acum într-o la clasă, sunt cu la tablă și veniți mai târziu. Veniți la și jumătate. Ce clasă vreți? Am 11. Atunci veniți mai târziu pe la vreo 8. Da, da. Bine, știți. La revedere. Ce tinește? Deci, el coboară 2 metri și tu se întoarce înapoi 1 metru. Să odihnești. De acum... Facem 2 minus 1. Facem după. Deci, 2 minus 1. Și vezi cât au coborât într-o singură zi, da? 2. A coborât 2 metri. Iar coboară 2 metri. Iar mai urcă 1 metru. Face 2 zile, 3 zile, 4 zile, 5 zile, 6 zile, 7 zile, 8 zile. De ce? Pentru că el? Pentru că el face câte 2 metri în jos. Face 5 minus 2, 5 minus 2, minus 2, minus 2, minus 2, până, nu știu cât, până câte zile coboară. Așa. Dar pe urmă, el și urcă câte un metru zilnic. Da. 5 minus 2 plus 1, 5 minus 2 plus 1. Facem așa, pentru că dacă făceam totul și adunăm și scădeam, dar ar mai fi o șansă. Mai fi o idee. Făceam totul până coboram. Adunam totul. Scădeam minus 5. Întâi făceam
2 minus 1, 2 minus 1, până ajungea până jos. Așa. Dar care e întrebarea finală? În câte zile ajunge la jos. Luciu apei? Care e 5 metri? Are doar 5 metri? Are doar 5 metri. El zilnic coboară 2 metri, urcă 1. Urcă 1. Cum se face? Mariu. Facem. Trebuie să mai copiem câte ajunge până jos. Cum? Asta, aici e povestea. Deci el, în prima zi, a coborât 2 metri. Împărțiți în 5, domn profesor. Segmentul ăla, segmentul ca să dăm seama. Să facem așa. Deci, 1, 2, 3, 4, 5. Să zic că aici este. Așa. Aici este Lucioa. Bun. Și cum face el, domn profesor? Deci, face. Coboară 20 metri din ăla, urcă 1. Și urcă 1. La sfârșitul zilei acestea, el se alege cu cât? Cu cât o cobor în practic, dacă o făcut mișcare? Facem adunarea, facem 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Pentru că adunăm de câte ori a coborât și a urcat. Adică facem 2 minus 1 egal cu 1, 2 minus 1 egal cu 1, 2 minus 1 egal cu 1 și așa de mai departe până coboară 5 metri. Deci câte zile? Facem o zi, două zile și trei zile. Facem o zi, două zile, trei zile, patru zile, cinci zile. Cinci zile, nu? Pentru că el coboară doi și urcă unu. Coboară unu, coboară doi. După prima zi acolo, la prima dungă, nu? Da. După prima zi. Deci după prima zi, la prima dungă, da? Aici. Aici. Ia coboară 2. Ia coboară 2. Ia a doua zi, da. Și iar urcă 1. Și iar urcă 1. După a doua zi, la a doua dungă. Este aici, la a doua dungă. Aha. Pacea, iar coboară 2, domn profesor. Mai iar coboară 2. Iar urcă 1. Urcă 1. A treia zi deja. Aici, a treia zi. Aha. Iar coboară 2. Iar urcă 1. Și el se alege de urma, în urma muncii de o zi, cu un singur metru, practic. Da. Și el a zis așa. Chiar așa au spus. Deci, 2 scăzut 1 are un metru primar. Face egal cu 5. 5. Da. Face egal cu 5. Da. Și nu plac voi pe distinct. Mi-a mai secundat câți metri. Da. Câți metri, sigur că da. Deci, în câte zile face? În 5 zile, pentru că în fiecare zi face treaba asta. Coboară câte unul. Ca și cum ar coboară câte unul. Adică coboară până la prânz 2 metri. Iar știu seara mai urcă unul. Iar dimineața până la prânz face unul 2. Iar seara face unul. Dar el se alege cu munca asta de o zi cu un singur metru, practic, până seara. Da, da. Un singur metru. Și cum fântâna a fost de 5 metri, gândirea lui este foarte tare și spune 5 zile face asta. Am numărat liniuțele. Corect. Și eu tot asta vreau. 5 liniuțe, în fiecare zi face asta. Ei, asta am vrut să vedem la aici. Că socoteala asta de ei seamănă cu, într-un fel, cu ce am spus eu, scade 1, urcă 2, da? Și tu ai văzut diferența și te-ai descurcat foarte, foarte bine. Uite, mai facem o sumă. Suma este egală cu 300 minus 290 minus 199. Ia să văd eu cum faci așa să scade. 300 minus 199. Ne pregăti. Gata. 0 minus 90 minus 0 este egal cu 99. Este egal cu 299. Deci din 300 să scazi 199. Dă 299. Domnul profesor, pentru că scazi. Ne-am opă face 111. Pentru că facem
100 minus 200, 100 minus 300 egal cu 200, 99 minus 200, adică 200 minus 99, pentru că el nu are încă, dacă ar fi 300 plus 55, și-ar da seama că și-ar lua de la 300, și-ar lua 300, 100 și-ar da alt rezultat, și-ar da 100 și ceva, sau 90. Facem 300 minus 100. Hai să facem așa, facem încă deșteaptă, nu? 300 minus 100. Să descompunem pe 199. Vă deja știu rezultatul. Cât facem mai rapid? Face 111. Cât? 111, da. Sigur. Pentru că facem 100 minus 300, 200 și 200 minus 99. Hai, cum face 200 minus 99? 100 minus 99. Mai luăm din 200, 100. 200, 100. Scădem pe 99. 9 și ne dă 111. Cât? 11. Ei, da. Dintre 100, 100 minus 99. Face 10. Nu? Ești atent. Dintre 100, dacă stați pe 99. Păi 100 poate fi scris și 99 plus 1. Suta asta. Și minus 99? Exact cu 1. Asta e, mă! Nu, 11. Nu! Deci, dintre 300 scăzut suta asta, a rămas 200, da? Deci, hai să gândim. Așa cum spus. Așa. 101, șmechere. Ai vrut să vezi dacă eu mă prind. Deci face 101. Ai zis foarte tare, foarte bine. Dar mai mult ai grijă, da? Că practic aș începe așa eu. Deci 300 minus 100 și minus 99. Așa e bine, nu? 300 minus 100 și minus 99. Din 300 de scăzut 100 a rămas. Putem să facem 300 minus 99. 300 minus 99, da. Cine spunea că nu putem să inversăm? Cine spunea că nu putem să scădem mai întâi 200 minus 300 și ne mai rămâne 100 și 100 minus 99 și ne dădea 101. Mai băgat în ceață. Putem să facem 300 minus 99 mai întâi, dacă e altă... Tu spui, de ce n-a scădea din 300 din 99 lei? Hai să te spun un pic. Și ne dădea rezultatul final, 21. Dacă scădeam... 201 ai vrut să spui. 201. Da, scădeam suta. Să ne 101. 101. Gata, hai să facem un... Este aceeași. Dar hai să vedem. 300 minus 100 face 200 și minus 99 și minus 99 face iar 200 rupem 100 plus 100 și minus 99 egal cu 1. Hai să facem 1 și 100 plus 1 egal cu 101. Excelent. Dacă 300 nu i-ar da lui 90, nu i-ar da lui 99 să se scadă. Așa. Ar fi 200 minus 99. Cu alte cuvinte, tu spui așa. 300, care e puternic, el are de unde să dea. Și dacă ai fi scăzut mai întâi din 99, asta mi-ai spus tu, mai întâi din 99 și din 100, s-ar fi întâmplat. Din 300 scăzând pe 99 venea 201. 201. Din ce motiv? Că 300 ar putea venea ca 200 plus 100 200 plus 100 300 cum era? Minus 99, da? Minus 99 și minus 100, da? Da. Facem 100 minus 100 0 și cu 200 plus 99. Nu, 200 minus 99. 200 minus 99.
ne-ar dădea 201. 201. Că pe 200 scrie ca 100, plus 100 și minus 99. Și din 100 asta scădem din 99 și facem 1 și vine 100 și 1, e cam 101. Deci vezi, important este să scazi, nu neapărat în ordinea aceea, ci în ordinea care vrei tu, dar să scazi tot timpul. Da? Am să-ți mai dau o sumă. Vreau să calculez suma asta, adică răspunsul ăsta la scădere. 420 minus 199 egal cu 420 minus 199. Ar fi 211. 201? Sigur? Nu, ar fi 200... 221. 221? Nu, corect. Dacă la... 221, nu? Corect. Cum ai gândit? Pentru că mi-am rămas corect. M-am uitat la 30, minus 199 egal cu 101. Mă uitam la problema de sus. Și dacă era 400, cu 10 în plus. Cu 100 în plus. Fantastic ce faci. Ia uitați-vă cât m-a sancționat de dur. Da. Merită. Da. Merită să-ți pun la 4 mari când m-am făcut de baftă. Deci m-am uitat sus. Și 300 din 100. Am văzut rezultatul. Am văzut rezultatul 101. Și acum fiind 400. Mai adăugat 100. Mai și 201 și mai și 20. 221. Un pic cu de-astea. Corect. Da. Nu, că mă lași fără grație. Deci, fii atent ce șmechere e. Deci, dă rezultatul la din 221. Eu vârbuiam între am văzut, recunoașteți, că nu... Am rămas în urmă și el zice, bine, 221, să stau sigur eu. Și îi spune și cum am făcut. La 300, când am scăzut, a fost 101, acum cu 400, e 201 și cu 20 care nu am, 221. Ia mai dați-mi una din asta asemănătoare, nu? Este egal cu 570 minus 199. Cât 371. Extraordinar. Domn profesor, să facem proba, că nu cred. Nu, ce nu cred. Nu, 371? Da. Măi copilule. Păi dacă facem... Ne scrie 371, profesor, să facem copilești. Și scrie 371, că nu recunoști? Da. Ia să vedem, facem proba, domn profesor. Cum ai făcut? Este gata. 400. Da. Normal. 471. Asta e superb. Nu mai fost tare de tot. Așa e tare. E așa că știi că am făcut acum. M-am făcut pe calculatoare. Spune-ne, nu tu, spune exact cum ai făcut, ca și mai ai nerupt. Pe-am făcut pe exercițiile sus care mi le-a dat. Așa. Aici am mărit 100. Același rezultat, același. Și mi-a dat problema de sus, cea cu 101. Și mi-a dat problema de 570. Da. Iar mi-a adăugat lui 100. Iar mi-a dat 200. Și era 200. Și era acolo 70. Am mai adăugat încă 1 de la 99 minus 100. Și mi-a dat 371. Bravo! Da. 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 E fără comentarii. Da. Da. Asta înseamnă conexiuni făcute rapide, exact. S-a prins de poantă și cât mă străduiesc eu aici să-l fac, dacă mă las cu scăderea 191, mișcă astea în două cifre și repede de răspunsul rapid. Rapid. Da. Bravo! Bravo, mă! Mai vreți? Nu, 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 n
Acum să facem pasta. Să faci pasta și tu mă... Sigur, sigur că tu nu poți, ai o problemă, dar am înțeles că e foarte tăpăcheată și foarte ciudată. Și mai ales cum m-ai prins acum cu chestiile astea, nu prea am curat să mă stau cu să fac. Am făcut de câteva ori pic scădere. Nu, pic scădere de la 1000 s-a dus, domn profesor, ca să vedeți. De mai mult de scădere acolo, nu? De la 1000. Dar dacă spui și asta, eu 890 minus 199. 691. Bravo! 691. Ah, e bun! 691. Da? Da, să facem proba, domnule. Am făcut proba. Bravo, Mario. Bravo, Mario. Da. Da. Asta deci, s-a spus. Deci, n-am avut timp. Nici n-ai avut timp să te gândești, nu? Da. Da. Da, da. Deci, observați. Da, îi fac acum figură. Nu, dar cum o fac? Yes. Cum? Domn profesor. Mi-e interesant de mor. Nu, da, întorcăteați-l. Am făcut, am făcut, am făcut, am făcut. E bine. Dacă 571 de 371, am scăzut, dacă ce, dă... Doi, am făcut 200 minus 80, ne-a dat 600. E diferența, e diferența la care 100 l-am scăzut cu 70, 999 l-am scăzut pentru că n-aveam cu ce să-l scad. Nu, prindeți-l acolo. Acolo. Și... Mai bine, dar și de asta o faci, eu, dacă și de asta mi-o faci. Rapid. Eu ies în stradă și spun, e cel mai bun la matematică. Și tu pregătești calculatorul să faci înaintea lui. De eu n-am pregătit. Deci, fii atent. Da. 891 minus 199. Ce faci? 692. Bravo! Era 891 și 999, dacă era 8, adică 991, mai adăugam încă 1. Este egal 892 minus 198. Acestea sunt chestiunile de subtilitate pe care, mă rog, un copil, dacă este pus, vede foarte rapid diferența și vede, este super. Sigur că după da. Care mergem în diverse greșiți, formulăm probleme, exact. Iar când ajungi aici, nu stă pe gânduri. Da? Când ajungi la chestiile astea. Deci, a fost suficient să... Mă leg de aici să mă joc în jurul acestui 101 văzut și până că am mărit a fost... Oare cu care putem să facem problemă? Neapărat problemă. Neapărat. Nu se face problema asta. Nu mai facem problemă. Mai facem problemă? Nu mai facem. Nu mai facem, nu mai facem. Pentru data viitoare să nu mai avem și mai facem alt. Am înțeles, și nu mai resti el să mai facă încă o problemă cât vreme pe asta care a muncit, da. Nu i-a făcut-o. Exact. Și pe el îl doare chestia asta. Mâine eu lucrez problema lui. Neapărat, neapărat. Așa de putem.
Da. Ai plăcut aici? Hai să plăcut. Spunem aici. Ce să spun la sinteză? La sinteză. Super, super Mario. Super Mario, da. Da. Deci, super Mario. Mario. Asta e sinteză. Așa. Super Mario. Super Mario. Urmăriți. Adică, ce s-a făcut aici? Scăde. Da, și am zis că un șer. Repetate. Adunări au făcut. Adunări. Și scădere cu trecere peste ordini. Scădere cu trecere peste ordini. Și cu funcționa ați spus. Trecere peste ordini. Ordin. Și ce a fost important? A fost și problema aceea cu Mercur, nu? Cu Mercur, cu funcționa aia, da? Problema. Cu Mercur. Mercur, care coboară în 2 și urcă 1, coboară în 2 și urcă 1. Muncea săracul meu. Și eu era în capul lui și eu spun, lasă-mă, domnul, ce zile faci? Și tot ce zile faci, de unde muncești tu. Foarte tare. Și aici, cred că e vârful lecției, în momentul în care facem aceste scăderi, pe baza observației făcute, că eu am grijă să-mi păstrez 199 din timp, după care ultima parte mă înfurii și vreau să-l încurc, mărind descăzutul și micșorând scăzătorul și el o să pe gândul să prinde repede și vede diferența, ce joc am făcut eu de sus, vede că am o chestia și-l adau repede doi acela. Corect. Patru. Bravo. Te felicit. Poți să fii cel mai bun matematician. Exact. Promiți. Să știi. Dacă te ții de treabă. Faci și nu fentezi niciodată. La fotbal să fentezi. Dar aici nu. Am deja. De la matematică nu trebuie fentat. Am deja ceva de spune de la fotbal. Ia zi-mi la fotbal. Da, da, da. E o chestie, că așa ai promis. Așa. La fotbal am făcut doar antrenament cu el. Iar domn profesor m-a pus cu cei mari. Wow! Deci ai avansat, ai intrat în echipa lor mari, nu? Cei mici au rămas deoparte și... Da. Doar o dată, nu contează. O singură dată, dar înseamnă că și acolo tu faci progrese. Și n-am făcut fotbal, numai că la ea mare am făcut. Bravo. Super. Super. Înseamnă că, repet, ai performanță și acolo. Ești mijlocaș acum, din ce am înțeles. Da, mijlocaș. Am făcut cu cei mari, am fost cel mai mic, am răspuns, am... Ce-ai fost? Am ratat și unul, numai că... Un gol? Da, pentru că am dat un vinglă și mi-a apărat-o. Am dat un vinglă, n-am avut ce faci. Dar tu ai vrea să fii atacant? Da. Îți dorești să fii atacant? Da. Îți dorești să fii cel mai... Dar ai venit la fundaș, acum ești mijlocaș și te uite despre... Dacă ești prins un șut la vinglă... Vinglă, n-ați văzut. E formidabil. Numai că ala e amare a mea. La oia mare, la oia mare. Pentru că mi-a dat un profesor mie pas și am dat cu dreptul, că nu sunt obișnuit cu stângul. Și cu dreptul ai dat cu timp. Da. Bravo. Ți-a dat o față bună, urma bine ți-a venit și apreciat de respect. Bravo, Mario. Bravo, ține tot așa. Sunt foarte puternici. Da. La revedere, dragilor. Ne oprim aici. Mă mulțumesc. Cu Mario.